Doamne ajută! Doamne ajută, oameni buni, și bine v-am găsit la o nouă producție cu Iosif pe Coclauri. Astăzi drumurile m-au adus într-un sat de poveste, aș putea spune. Am venit pe zona de câmpia județului Bistrița, Năsăud, și suntem în satul Visuia din comuna Mișești de Câmpie. Și fără să mai lungesc vorba tare mult și iată, să intrăm cât mai iute în lada de zestrea satului, vreau să-i mulțumesc tare mult părintelui paroh de aici din satul Visuia pentru faptul că m-a invitat și iată, astăzi îmblăm la oaltă pe Coclaur. Părinte, Doamne ajută! Doamne ajută și bine ați venit pe Coclaurile noastre! Hei, uite că a venit și iarna, ne-a bucurat, să zic așa, și el de sus cu o țiră de omăt. Cred că ne-a fost dor tuturor de un pic de omăt. Tare dor ne-a fost și să-l simțim cum scârție subcioare și mirosul și tătătăt. Abia am așteptat omătul ăsta și coclaurile sunt mai faine cu omăt, parcă. Corect, da, sunt mai faine cu omăt și mai ales că e și sezonul. Părinte, da. Am pornit pe coclauri undeva pe o vale și urmează să intrăm printr-o pădure și să ne ducem la un om gospodar, un om fain cu o poveste cu totul și cu totul aparte din cele povestite de dumneavoastră. Încotro da. Ne îndreptăm? Ne îndreptăm spre Ceacea Iosup, despre care le-am povestit oamenilor de pe Facebook în special, că acolo o să văd multe. Și Ceacea Iosup are chiar o poveste cu totul și cu totul special. O să vedeți, o să vadă toți cei care privesc materialul că Ceacea Iosup are ceva de spus și dacă trăim într-o lume în care majoritatea ne plângem că nu ne ajungem cu banii, că nu avem ultimul răgnet de mașină sau de telefon, că ne doare o țâră capul sau o mână sau un cior, mergem la un om care nu-și poate folosi picioarele, un om care o mână abia o folosește și stă sâncur în capătul satului, greu ajungi. Da. La Ceacea Iosup, poate cu tractorul sau așa pe jos prin pădure, dar totuși e departe de sat, deci e izolat. Stă singur și niciodată nu zice că nu-i mulțumit de viața lui și niciodată nu se plânge. Și mai presus de asta, tot timpul zice, eu sănătos. Mulțumesc lui Dumnezeu că sănătos, dar o să vedeți. Da, eu l-am văzut în fotografie și mi s-a părut nemaipomenit omul. Nemaipomenit, e o poveste, să știți. Haideți, părinte, atunci să ne ducem către Ceacea Iosup. Uite, coincidența face ca dumnealui să numească, așa cum mă numesc și eu, Iosif. Cred că în actele statului e trecut Iosif. Iosif, da. Da. Și lumea pe aici, prin sat, îi spune Iosup, am înțeles. Ceacea Iosup, da. Da. Și ne îndreptăm către dumnealui. O luăm pe aici, prin pădure. Trebuie să le mai spunem oamenilor care ne urmăresc că este și doamna Lenuța, care ne coordonează. Dumnealui are grijă de Ceacea Iosup. Da. O luat-o înainte, așa că, dragii mei, haideți să o luăm și noi după doamna Lenuța. Mergem și să ne duc acolo la Ceacea Iosup. Deci de 7 ani îmi las pe drumul ăsta. Da. Și cu ursul de chiar v-ați întâlnit? Nu m-am întâlnit încă. Nu v-ați întâlnit încă? Dar nici de unui târziu. Niciodată nu se știe. Și pe aici oamenii cu ce se ocupă de fel? Cu agricultura mai mult și mai puțin merg în serviciuri, puțin care merg. Deci mai mult din agricultura. Da, în Cluj fac naveta și în Bistrița. Da. Cred că și primăvara e tare fain pe aici. Foarte frumos. Când mugurește, dă mugurul. Foarte frumos și când sunt floriți și pomnii. Foarte, foarte frumos. Aici cine locuiește? Aici locuiește un cumnat de-a lui nenea Iosif, de-a lui Ceacea Iosif. Asta e foarte frumos. Da. Doamne ajută! Tare faine gospodării. Na, Nicuță, vezi care Ceacea Iosif musafiri? Foarte faine gospodăriile. Nepoată de-a dumneavoastră. Deci nepoată, da. Dar peisajul oricum e
că e așa de vis. Da. Nu știu, are anul trecut a fost frumos pe aici? A fost și anul trecut, a fost foarte frumos. Data de sărbător nu a fost, că chiar vorbeam cu domn părinții că ziceam, vai domn părinții că zic, atâta îmi place să mă duc, să nu mai stau acasă, să mă duc prin omăt. Și zice, da, așa de Crăciun era, de sărbători, era frumos. Da. Așa de sărbători, dacă așa o da Dumnezeu să fie noroi, tot a fost fain. Da. De câte ori pe zi faceți drumul către tatea Iosub? Păi eu da, pe la odată mea, pe zi? Da, și stau cu dumnealui și fac ce-i trebuie, că trebuie. Deci trebuie ajutat, că nu se face descurca dumnealui. Da. Dar așa-și face, prin casă, și mătură, și... Că dumnealui nu poate să se ridice, nu în lămcioare, deci numai pe jos. Numai pe jos, da. Uh-huh. Aici văd că-i țânțărimul. Da, nu, aici. Cimitirul, un pic de cimitir. Da, alu ăștia, oamenii ăștia de aici. Oamenii de aici, aha. Și zona asta unde am venit, amu, cum se numește? Aici îi Scobe. Scobe, deci pe Scobe. Da, Scobe, comuna Urmeniș. Uh-huh. Aparține de Urmeniș. Da. Da, am înțeles. Nu, aici sunt mărbințile, aici sunt al lor, alu Cecea Iosub și al unui frate, a murit în aprilie, a avut un an. Uh-huh. Aici sunt părinților și aici e al o soră de-a dumnilor sale. Da. Deci tot aici. Aici în preajmă. Uh-huh. Da. Și mă gândesc că este cimitir și în sat, al satului. Sigur, este. Da. Este, cum să nu. Numai aștia de pe vatra asta de Scobile, uh-huh, valea asta. Fiecare familie are într-un dân cimitir. Da. Nu, fiecare, așa e tradiția aici. Uh-huh. E groază că ei trebuie să meargă în Delureni. Uh-huh. Deci, pe aici, în Delureni, și e foarte greu de mărs. E dus cu mortul. Cu... Da, e departe. Uh-huh. Și aici așa e de tetea Iosif. Da. Iată că îl cheamă ca pe mine. Da. Nu știu, în actele statului, cum îi zice, cum îi scris? Lepădat Iosif. Deci Iosif. Da. Da. Și abia așteptăm să-l cunoaștem. Da. Doi de Iosif, exact, părinte. Da, că vorbeam cu o soră, cu o nepotă de-a dumnisale. Uh-huh. Căsătorită și vorbeam ieri și zic, uite, tu a ajuns acea Iosif să fie... Domnul Iosif de pe clocauri la dumnealui în geal și ăsta. Și nu, așa face Iosif de pe clocauri cu Iosif din geal. Exact. Da. Sperăm că e și povestitor. Da. E povestitor, da. Așa-i? Da. Îi zdragi poveștile. Exact, deci numai... Da, văd că are și niște mâți aici. Are, că astea se ocupă. Cu astea se ocupă. Deci nu, am mâță și un cățăl mai bine. Aha. Uh-huh. Și ta, văd că televizor are. Da, are și mare pe timp de când e soare. Da? Dacă nu. Aveți... Haideți să intrăm. Doamne ajută, tatea Iosub. Doamne ajută. Bine v-am găsit. Îmi pare bine, Iosub după coclauri. Păi, mama, sorele. Eu, tăt Iosub, și eu nu mă țără să țin. Sănătate. Sănătate și dumneatale. Băi. Câți ani aveți, tatea Iosub? Ce vreșești? Câte 70-80 trecut? Așa. Cam așa. 85 de ani. 85? Da. O căruță bună. Păi da. Așa-i? Sigur. Da. Și cum vă descurcați aici singur între dialoguri? Mă descurc lângă pădure, că sunt învățat așa. Sunteți învățat lângă pădure? Sigur. Dar nu-i greu aici să trăiești? Păi cum ți-e greu? Dacă m-am învățat... Așa ești. Aha. Da. Da, e bine că v-ați învățat așa. M-am învățat singur. Singur. Și da, vine Lenuța mereu, în fiecare zi. Aha. Lenuța vine așa. Deci vine doamna Lenuța pe la dumneavoastră, da, și vă mai intrați și în singurătate. Bine, nu. Aha. Nu, singur. Nu sunteți singur? Numai când vine Lenuța, e... Cățușa să nu știu. Nu. Da. Așa sunt învățat și așa m-am învățat și așa. Da. Da. Aha. Da. Văd că nu puteți îmbla, tetea Iosub. Nu. Care a fost baiul? Ce s-a întâmplat? Păi, nu știu de ce, de când eram mic. Așa v-ați născut? Ba nu, că la nu știu cât.
Deci până la 2 ani de zile. Am venit cu părintele, au venit și părintele. Da, da, da. Domnul părinte, Doamne, ajută-te, tete. Da, hai, părinte, ce faci? Da, ce te fac, domnul părinte? Ești bine, așa? Da. Am știut eu că ești bine. Bine, am primit. Cred că niciodată nu zice că e rău. Niciodată. Niciodată. Eu zic mai des decât dumnealui că... Da, da. Că nu-s bine, adică, de fapt... Da, uite cum suntem oamenii, părinte. Vai. Da. Vai. Că nu știm necazul. Că nu știm și nu vedem. Da, da, da. Sau nu vrem să vedem mai bine. Exact, exact, exact. Tetea, eu v-am adus și un buchet de flori. Mi-a trimis cineva, niște domn de acolo, de la Cluj, m-a rugat ca de fiecare dată când intru în casa oamenilor de la țară, să le aduc și un buchet de flori. Mulțumesc frumos, dă-le la Leonță să le pui. Le pun, nu te le pui tu. Uite aici pe masă, ca să le putem spune la loc de cinste. Și apoi noi, uite așa, ne mai tot întindem în povești. Ședeți. Ședeam, da. Tot rugă. Cum a fost noaptea asta pentru dumneatale? Frumoasă, că eu am dormit. Ați dormit? Deci vă puteți odihni. Mă trezesc așa nicând. Niciodată e noaptea. Da, da, da. Da. Văd că lemne aveți aici sub sobă. Păi dacă nu am avea aici o pădure, mamă... Sunt aici la pădure. Până ai lume, așa-i? Numai să te recumperi. Aia-i baiu. Da, da. Că așa nu de pădurariu altfel. Nu da, sigur. Da. Fără hârtie, fără țânulă, nu? Dacă le furi, să nu știe, da. Dacă trebuie să corect. Le cumperi. Corect, corect, da. Da trebuie da. Să corect. A zis că de tânăr sunteți așa, cu probleme la ptișoare. De tânăr sunteți cu probleme. Cam, nu știu, ceva... De la 14-15 ani. Deci de la 14-15 ani. Dar ați avut vreun accident? Nu, că așa nici, nu știu de ce. Uh-huh. Din naștere, pare că deci din naștere. Da, da, da. Da. Dar uite că pentru aia atât ați ajuns la 85 de ani. Păi, ia că ne ajută Dumnezeu din șer și trec peste ani. Na, așa, păi, ce să facem, domnul părinte? Ăla ne se face, eu, Sașani. Da, vai, da, aici sunteți dumneavoastră, vă vedeți în cameră. Vai, da, da. Bate-mă. Am văzut că aveți și televizor. Da. Vă uitați la el, așa-i? Păi, mai în țara câteodată. Așa. Dar este curent până aici, atras, nu? Nu? Nu e curent. Este, nu-i curent, da. Aici sunt eu. Panouri solare, da, da, da. Solar, da. Dar aici nu a fost niciodată curent. Nu, nu, nu. Deci doar cu panouri solare. Îți bune și panourile astea solare, așa? Îți bune, că se ved. Noaptea și cum se ved. Păi, mamă. Da, da, da. Și aici a moșâie, pământ, se întinde mult a dumnitale. Ce? Moșâie, pământul, se întinde mult. De când era noști, știu eu. Și a dumnitale, câte hectare? A mele? Da, da, da. Păi nu știu, nu știți. Uh-huh. 8, 6 mai mult, dar nu știu cât e, știu mirarea. Da, 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 și pe timp de vară și el lucra. Păi, ăștia care pot. Care pot, aha. Uh-huh. Ăștia care pot. Da, da, da. Costește ăștia nepoți de-a mie și pe ăștia care... Uh-huh. No, ei ești. Da, da. Și dealul Lenuta sunt care costesc pe aici, sunt. Da, da, da. No. Uh-huh. Văd că sunteți așa un om tare ambițios, cu zâmbetul pe față. Păi, dar nu... Ce se facă? Eu să te fac tăcehelea. Vine Lenuta și ne face ce ceva, mătură și face așteptă și după aia eu singur. Fac foc și ce să te fac. Uh-huh. Și puteți, nu? Așa să... Da, în casă. Da, uh-huh. Da, da, prin casă. Prin casă așa, ce ceva așa. Da, dar lipsă de ceva duceți? Ce lipsă, nu știu, vă lipsește ceva aici, între dealurile astea? Nu, no, păi ce să ne lipsească, că dacă m-am învățat singur
ce să... Nu-i bai. Sănătate, ce ne dai Dumnezeu sănătatea, păi de nu-mi pasă. Da, corect. Și este la 85 de ani sănătate pentru dumneatale? Păi ia când dă Dumnezeu sănătate. Nu. N-ați avut baiuri mari? Nu. Nu. Am fost bolnav când era mai mic, dar păi mă, Doamne, îți mulțumesc, Maică Sfântă, că am... Bine. Ce să-mi fac? Vine Lenuta noastră și mai vine și face câte ceva. Da, da, da. A zis care că stați aici singur. De câți ani stați singur? No, păi nu știu. Nu știți asta. Nu știu de mult. Eu aici... Eu în april are 2 ani de când e singur. Deci în april aveți... Frate, uh-huh. Înainte, mi-a zis și doamna Lenuța că aveți 2 ani de zile în aprilie de când stați singur și înainte a stat cu un frate. Ei, da, da. La un decedan. Da, asta e casa părintească? Da. Unde ați crescut dumneavoastră? Aici, aici, noi. Și câte suflete au crescut aici, în casa asta? Da, păi, nouă. Nouă? A noștri și noi doi, adică 7 băieți, frați. Da, da, da. 7 frați. Deci 9 suflete au crescut da. Aici, în căsuța asta. Și din tăți frați, numai dumneata mai trăiești. Mai am doi, da. Mai aveți o soră și un frate pe la Cluj. Da, da, da. Uh-huh. Și dumneata e cel mai în vârstă dintre ei? Eu sunt mai mare. Mai în vârstă, da, mai mare. Uh-huh. A zis că stați singur aici. Acum e singurătatea între dealuri? Păi dacă m-am învățat, fi singur nu-mi pasă. Lenuta vine în fiecare zi. Și, da, ce, așa m-am învățat singur. Dar până v-ați învățat, a fost greu? Păi eu nu știu cât a fost cunoști, dar nu ne-am păstrat și cu frate ăștia. Care am avut cu frate, am dus-o care altul a murit, altul s-a dus în... Da, și așa. Da. Eu, deocamdată, eu singur. Da, da, da. Important e să aveți sănătate și să mereți înainte, cât se poate, nu? Da, Doamne, îți mulțumim la Iisus. Ai, așa îmi place că eu le fac tăcerea, sănătos. Numai vine Leunța și ne face mâncare și da, da, da. Tăcerea. Am înțeles. No, haideți să facem foc, tătea Iosif, și apoi ne mai întindem în poveșnie. Punem, uite, aici. Corect, vine și doamna Lenuța, să facem focul și pe urmă ne mai întindem în povești. No. Nu? Păi da. Păi, apoi avem o grămadă de povestit, că până la 85 de ani, cred că ați petrecut destul. Oi, de capul meu, mamă, de când. Fui, numai să vi le puteți aminti pe tătea. Nu le poți, de ce ai mamă. Tatea, eu să am făcut aici și focul. S-a aprins focul. Eu a aprins focul. Deja s-a încălzit în casă. S-a încălzit, da. Da, da. Da. Faceți foc într-una? Păi nu, așa când trebuie numai. Așa când trebuie. Da, am cum e frig, seara. Da, da, da. Ziua ies pe afară. Ieșiți și pe afară. Pune, nu, e așa frig, sigur. Când da. E așa vreme bună, bă, stau, am o niță, o țără și noapte, e frig. Da, 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 dar no. Puteți ieși singur. Ce? Puteți singur ieși pe afară. E sigur. Da, da, da. Ce să fac, domnul părinte? Și așa m-am ăsta. M-am învățat și... Ies pe afară, pe când avem vacă, eram așterdeam pași la vacă, pe acolo. Serios? Timpul la poiată. Uh-huh. Ați avut și animale? Și apoi spălam coada. Da, da, da. Câte animale ați avut? Câte animale ați avut? Și două, trei. Două, trei? Și oi. Până a fost a noștri. Am avut oi, mama soarelui. Da, da, da. No, păi, deci a fost înainte gospodărie mare pe aici. Păi,
Domn părinte, noștri aveam oi și apoi se duce pe la pădure. Da, da, da. Și apoi, na, cu oile, cu vacile, era mai de mult, era așa, să omul se duce, nu-l opre. E, da, nu-i mai, e mai stric. Poate mergi în pădure, mamă. S-a înștiimbat omul, mamă. Da. Și dumneata, dumneatale, la viața dumneatale, cu ce te-ai ocupat? Cu de-asta, nu? Cu încălții de-asta. Cu încălții? Cu cizme de căutul, domneam. Făceam și... Păi atâtea făceam de un carte cizme, ne aduceau oamenii pe aici. Și cu asta mă ocupam. Cizme de căutul, cu cârcem, cu haine, saci. No, așa, o ajutam pe mama, știi? Da, da, da. Dar ați avut dumneavoastră scule? Ce? Ați avut scule cu ce să lucrați? Cu e? Scule, scule. E, păi de asta nu eu, păi de cauciuc de asta. Altele nu. Eu, făceam eu asta, sculele. Și îmi puneam și răspăleam aici tătătua în gaz. Am o vara, vara ieșeam afară și pe acolo. Da, da, da. Și puneam. Ne aduceau oamenii pe cizme de cauciuc și domneam. Păi altceva nu mă ocupam. Da, da, da. Câte perechi de cizme ați domnit? Păi, vai de mine, un car de cizme. Un car de cizme? Păi, la te, Doamne, în Cilbucut. Sâmbla, mă, de mult cu cizme, așa-i? Blam, e. Yeah. Bla, cu cizme, oamenii. Și așa, după ăștia, veșinii ăștia ne aduceam și apoi ne aducem cizme, mamă, ăștia. Avem aici, pune-i lumea. Da, da, da. Și uite așa ați mai putut face un leu, nu? Ce, păi, câte 2 lei, 5? Da, da, da. 10? Ce să fac? Da. Cum era om? Animale, ați zis că ați avut animale. Amu, de câte vreme nu mai țineți animale? Gata, de... E când s-o prăpădit frațe dumneitale, nu? Păi, cam de pe la, cam de 10 ai. De când nu ai am. Da, da, avem. Am înțeles. 10 ai, cam așa. Păi aici am văzut că nu aveți veșini. Cine? Veșini, nu aveți. Păi nu, aici la vale. Aici nu avem aici veșini, ăștia nu. Sus și pe aici, sus, pe pădure, în col, aia, vecini. Da, da, da. Am o câte, că s-a stricat, gata, nu mai avem vecini. Dar înainte treșeam, e multă lume pe aici. Oi, mereu la moară cu lumea de pui, cu carele, de uilac. Dar unde era moară? La Visuia aici. În Visuia, da, da, da. La Visuia, da. Am înțeles. Exact. Aici, apoi, eram. Și apoi eu tămeam afară cizme și... Băi, eu spui ce fai, băi, păi... Ce să fac? Lucru aici, ani. Da, da, da. Altceva, ce să fac? Altceva, nu puteam să fac. Numai de-asta. Da. Cizme de cauciuc și... Aici, în singurătatea asta, ce vă ține, tatea Iosif? Cum? Aici, în singurătatea asta, ce vă ține? Păi, sănătatea, Doamne, îți mulțumim de sănătate. Păi, ești învățat. Dacă, ce să fac? Da. Am văzut că aveți niște mâți pe afară.
Doi trimâți, aha. Vi-ți dragi galițele pe lângă casă? Păi, nici dragi mâțile. Vin țara, pă le dau de mâncare, lapte, pă, de cafuniu. Da. Și apoi... O zi așa din viața dumneitale, cum să petrece? Ce fel? O zi, cum o petreci dumneatale? O zi obișnuită. Păi cu lucru așa neitet, fac câte una, câte alta și trece, trece. Deci ce amul aveți de lucru? Oi, păi da, te fac meturi eu, meturi pe afară, prin cas, prin ternat, vine Lenuta Câmpiană, stupâneana asta. Da. Vine și mai face, e, face mâncare, le aduce mâncare. Da. Ați avut de-a lungul vieții, tatea Iosif, bucurii. Știți ce-s bucuriile? Și bucurii am avut. Care au fost așelea? Uite, ca bun eu. Am avut bucurii, am avut de stat. I-au dat statul bicicletă de asta cu trei roți. Așa a fost o bucurie. Da. Și apoi merem cu el, uite, ca bun eu. Și pe la, când pe aici, pe la vecine ăștia, merem cu bicicleta asta. Și pe aici, pe la Isuia. Da, domnul, eu fost drag. Când am fost tânăr, apoi o trecut. Ați mai învârtit rota asta vieță în tinereță? He? Rota vieță ați mai învârtit eu? I-ați putea? Ei, se poți să știu iară de 15 ani. Ce să fac? La 15 aia ți-o priu. He? La 15 aia ți-o priu. Eu o trecut 15 ani de viață. Și ce să-i fac, domnul Perice? Ce să fac? O trecut așa în viața mea. Așa. N-am putut să umblu, dar m-a bucurat de sănătate și de tăcerea alea. V-ați bucurat de sănătate și de lucruri mărunte? E, ce cred, că doar așa m-am obișnuit. Da. Având televizor în casă, mă gândesc că vedeți așa și-i până lumea asta. Avem televizor de vreo 5 ani. Avem televizor. Mă uit țara la știri. Și cum vi se pare lumea asta văzută la televizor? Păi, acolo, ce se face? Acolo treburile astea și cum ești. Este așa trecătoare. Ce uit, pui eu multe vezi și acolo. Păi, domn părinte, dacă m-am înțeles, m-am învățat așa, singur, stara în zigrosiunile și mă uit la televizor și după mă culc, pe ce să fac? Da. Și uite, așa trece câte o zi. Trece viața noastră, așa. Ce înseamnă pentru dumneatale fiecare zi pe care, iată, o mai ajungeți? Ce să fac? De viață? Da. Mă bucur de sănătate și mă pot și să văd de afară lumea. Da. Sara, când vă puneți pe perină și vă puneți la somn, la ce vă mai gândiți așa? La ce vă socotiți? Ce să mă socotesc, domn părinte? Am adormit și gata. Atâta? Ce să fac? Mă gândesc așa cum au trecut și frate ăștia și de. Mă gândesc. Când adorm, apoi după aia, ce să fac? Dacă socotiți 85 de ani, vi se par mulți? Păi ne se pare, domn părinte, că îndată e 100. E 100 mintenași. Imens, 85, aia-s mult, mai sunt câțiva și...
Unde să cunosc mai tare 85 de bolovani? Dar unde să știe? Unde să cunosc anii ăștia? Trecuți, au trecut. Doamne, unde să știe? Mie îmi pare bine că sănătate, Doamne. Că e sănătate? V-ați bucurat în viață de sănătate? Păi așa, cum e? Așa m-am obișnuit și sănătatea să-mi dai Dumnezeu. Așa cum e? Cum poți? Dacă ce să fac, Domn Părinte, altfel? Cred că la televizor vedeți destul de des că sunt oameni care se plâng că n-au bani sau n-au mașină sau n-au casă și nu se bucură de sănătate. Păi și eu am luat o mașină pe aici, am luat o mașină să mă bucur. Dar nu putem umbla numai cu fratele. Uh-huh. Da, el o mână. Eu ce să fac, Domnul, nu, așa, eu n-am putut face altceva și mie n-o putut, n-o fodrag să lucru, să poți, dacă nu am putut. Da, dacă nu s-o putut, nu s-o putut. N-am putut. Și-a trebuit mărs înainte așa cum ați putut. Așa, așa m-am bucurat de sănătate. Cum m-am dus? Da. Ce să fac, Domnul? Mi-a zis că în ultima vreme ați locuit cu fratele până să se prăpădească. Da. După ce s-a prăpădit, nu v-a fost urât singur până v-ați acomodat? Păi, ne-a fost urât. V-a fost? A fost. M-am dus la Cluj. Uh-huh. La Cluj, la altul frate acolo. Și apoi am mai uitat. Dar a fost urât fără el. Și apoi, după bucat de vreme, ați venit înapoi. După ce m-am obișnuit, că de rând, mi-a fost urât să stau singur. Că te cu el am fost și apoi, nu, uh-huh. Am avut cu el. Da, animale sălbatice, trec pe aici? Trec. V-ați întâlnit cu ursul? Capre. Capre. Cu ăla nu m-am deci cu ursul l-am, nu. L-am văzut că s-a dus pe sub pădure, pe drum, o trecut în trapă, dar păi n-au avut treabă pe aici. Da. L-am văzut. Așa și în carce, dar l-am văzut aievia că s-a dus pe sub pădure. Da. Deci mâna cu el n-ați dat. Vai de lume, ce-a rău de el. Da. Eu nu l-am văzut până atunci, în carce numai. Da, în carce. Așa, pe toievea, pe sub pădure, vai, cum m-am uitat după el. Dar tătea Iosub, școală, carte ați făcut? Școală. N-am făcut școală, că am făcut de la frații mei, am citit. Și vă știți iscălii? Da. Deci vă știți. Știu să scriu și da. Da. De acolo, așa mă învăța, de la frat, pune ce... V-a fost de folos, așa e? Păi da, că mi-a plăcut să scriu, mm-hmm. Știi? Da. Să socotesc. 3x7, 3x7, 28, 3x9, așa, am... Da. A plecut tabla mulțirii, așa. Uh-huh. Dar de căsătorit ați fost căsătorit? Nu. Nu ați fost. Nu. Uh-huh. A fost. A fost mai greu căsătoria. Păi... Așa-i? Păi căsătoria, poate că eram singur, da? No. Da. Păi ce să fac? Că așa am fost să știu... Corect. Singur. V-ar și fost drag să aveți un suflet lângă dumneavoastră? Păi, ne-a plăcea că... Îmi plăcea că nu eram singur. Da. Așa... Altfel vă mai trășea singurătatea. Altfel, sigur. Da. Dacă nu, ce să fac, domn? Așa a fost cât de ocroit. Da. Să știu singur și...
Așa a fost soartea asta. Asta a fost. Da, da. Ce se fac de unul fericit? Oare după ce nu-s mai și dumneavoastră, ce s-a întâmplat cu toată casa asta? Nu știu. S-a stricat, domnul părinte. S-a stricat? Păi ce să faci? Dacă se duce, dacă te duci în casă, se teta a lua-o și s-a stricat. Domnul părinte, a lua-o, cine știe cum da. S-a întâmplat cu ea. Ei, dacă ați și avut niște coptii, rămânea măcar copiilor, nu? Erau copii. E, dacă așa o voi Dumnezeu să știu singur? Da. Ce să fac? Nu m-am putut lăsa. A fost așa vrut Dumnezeu să știu singur și gata. Mă gândesc că v-ar și fost drag să aveți și copii, așa-i? Poate că eram. Eram altfel. Nu v-ați mai și dat pe nimeni în lume. Ui de cafuniu. Că învățam tăcehelea și... Băi copile, măi, du-te acolo, du-te acolo, du-te acolo și... Da, da, da. Așa, dacă Dumnezeu nu a vrut să știu singur, păi ce să fac? Corect. Ia. Trebuie mărs înainte așa cum se poate. Așa. Cum vrea Dumnezeu să știu singur. Amul la 95 de ani, 85 de ani, îmi cer iertare. Ce vă mai doriți de la viață? Sănătatea și... Deci numai sănătate. Să știu sănătos. Să mă pui ruga la Dumnezeu. Da. Mi se pare incredibil, tatea Iosif, cum dumneatale numai sănătate îți dorești de la cel de sus. Sănătate, că altceva așa. Sănătate să poți... Îmi fac treburile. Da. Să mă poți purta, aia vreau să, de la Dumnezeu să știu sănătos. Da. Noi încetul cu încetul trebuie să încheiem materialul video, tatea Iosif, și aș vrea acum, pe final, știu că la ora asta sunt și domni de la oraș care v-au urmărit și ne-au urmărit. Ce mesaj ați avea pentru oamenii ăștia care locuiesc la oraș, care se uită la dumneatale și v-au văzut? Așa un gând de aici, din vârful dealului. Dacă ar și să le transmiți un mesaj oamenilor de la oraș, ce gând le-ai transmite? Ioi, sănătate de la mine. Deci tă sănătate. Sănătate se pot purta oamenii să-și facă treburile. Și să margă lumea înainte, nu? Da, să margă înainte, care cum poate. Da. Altceva ce le doresc, sănătate și sănătos. Da. Vă mulțumesc tare mult, tetea Iosif, că m-ați primit astăzi la dumneavoastră în casă. Și dacă ajungeți la 100 de ani, să rugați pe doamna Lenuța să mă telefoneze, să vinim și să închinăm un pahar de jinars. Oi, Doamne, Dumnezeu să dai. Să faceți făgăduința asta. Și amu, vreau să întind mâna către dumneatale. Așa, și să vă mulțumesc încă o dată că m-ați primit la dumneavoastră. Să vă dai Dumnezeu sănătate multă. Să dai Dumnezeu să știm să ne mai întâlnim. Exact, să ne mai întâlnim. Să ne mai întâlnim, sănătoși. Da. Și aș vrea tare mult să mulțumesc și părintelui de aici. Haideți, părinte, cum să nu mulțumesc, că astăzi, datorită dumnealui, am ajuns aici la dumneavoastră în curte. Și vă mulțumesc din suflet, părinte. Doamne ajută! Iată, o poveste de film, de carte despre tatea Iosif. Da, apropo de carte, așa făcând o paranteză, eu chiar scriu o carte acum despre sat, despre Visuia, despre întâmplări cu oameni din Visuia și zic așa în premieră cumva că este un capitol destul de lung, așa, cu câteva pagini în care am scris și despre tatea Iosif și câteva experiențe pe care le-am avut cu dumnealui și în special cele despre, sau în care vorbește despre sănătate, că asta vorbim. Despre sănătate, da. Eu vorbim mult despre sănătate, da. Corect,
Un mare exemplu pentru da. Noi. Mă bucur eu că ai venit la noi și pentru bucuria asta. Și eu mă bucur și iată, o să rămână Tiatia Iosup pentru oamenii de aici din sat așa, nu știu, o să rămână un material emblematic, aș putea spune, și cine știe, poate cu o dată, cu trecerea anilor, și-or mai aminti oamenii uitându-se la așa și astăzi am filmat la dumnealui în casă. Cu siguranță. Mulțumim pentru oportunitatea asta și pentru... Cu mare drag, părinte, și o întindem palte cu clauri de aici de la Tiatia Iosup. Îi dăm să meargă. Da, și așteptăm pe oamenii care ne urmăresc ca în zilele următoare să urmărească un alt material cu un alt personaj din sat. Doamne ajută și mulțumim Doamne tuturor și lor care ne-au urmărit ajute. Și multă sănătate și încă o dată, Tiatia Iosup. Multă. Să ne vedem cu bine și sănătoși. Și dă-i Dumnezeu să ne... Da. Și să faceți cât puteți și de bătrâneță. Unde la bătrâneță să cim sănătoși. Da, Doamne ajută. Doamne ajută, Maică Sfântă.